autospeciala de evacuat gunoi. De cu spatele. Centrul ăsta nu a fost gândit să fie accesat ușor. Acum camionul ăsta trebuie să intre pe trotuar. Să-mi cauți regulile de circulație. Că ia numai plastic. Pentru celălalt gunoi o să vină altă mașină. Ar fi băgat el totul la grămadă dacă nu eram eu cu filmarea. Probabil. Trotuarul ăsta și așa e distrus. Moștenit de la Ceaușescu. Încă mai intră cu camioanele pe el. N-au luat totul, a? Păi a rămas la armadă. Păi de ce nu le-a luat? Păi a luat dacă plasă. De ce? Păi eu știu. Așa, așa faci întotdeauna? Păi nu trebuie să le ia separat? Păi da, și asta toate sunt reciclabile, nu? Trebuia să le ia separat pe cele reciclabile, dar el le-a amestecat cu... Gunoiul celălalt, menajer. Halal și degeaba.